Foarte frumos, da, foarte romantic, da. Dacă și voi aveți filmulețe cu momente romantice, nu uitați că le așteptăm în continuare pe vorbeștelumea@protv.ro. Da. Suntem foarte, foarte fericiți să o avem astăzi alături de noi pe noua revelație a sportului românesc, o fată ambițioasă și foarte talentată. Pentru prima oară vine la Vorbește Lumea cu poveste impresionantă Mihaela Buzărnescu. Bine ai venit! Nouă. Bună, bine ai venit! Te rog, așa, hai să ne așezăm, vii direct de la antrenament? Bun! A fost foarte din scurt. Din scurt, da, mulțumim că ai accesat invitația noastră. Da. Câte ore te antrenezi pe zi așa? Și astăzi cât ai făcut? Păi mai am încă două antrenamente după emisiunea dumneavoastră. Ai trei antrenamente pe zi? Da. Pentru... În general, în viața ta, asta se întâmplă tot timpul? Câteodată sunt două, adică în perioada aceasta, pentru că trebuie să mă recuperez cu umărul, fac recuperare și este un antrenament în plus, care durează cel mai mult, 2 ore jumate, câteodată și 3 ore. În rest, joc tenis cu mâna dreaptă momentan, da. Și progresez din ce în ce mai mult pe zi ce trece și cam o oră jumate, plus pregătirea fizică, 1 oră jumate, care este zilnică. Și acum câteva săptămâni, până să răcesc, mergeam și la o alergare în parc, în Herăstrău, de 2 ori pe săptămână, ca să mai fac mișcare, să-mi ajungă organismul la nivelul pe care l-aveam înainte, adică susținerea efortului și musculatura, destul de greu, multe noi sacrificii. Noi ne uităm la tine un pic ciudat, dar adică trebuie să ne înțelegi cumva. Ultima oară când am făcut ceva ce aducea cu sportul... Se întâmpla cu 30 de ani, dar mă rog, nu asta e. Da? Și mă rog, aleșina și de atunci mă amintește bine, aleșina că am avut o cădere de calciu. Da, sau o fractură de stres, ceva, cum se da, mai spune, exact. Mai nou. Spune-ne cum a început povestea ta în tenis. Părinții mei s-au cunoscut pe terenul de tenis. Tatăl meu a invitat-o pe mama la un meci de dublu, pentru că lipsea un partener. Și apoi a fost așa, o poveste de dragoste între ei. Când m-am născut, eu trebuia să fiu băiat, am ieșit fată. Așa. Și a fost o dezamăgire pentru tata, dar oricum el își planificase dinainte să încerce să mă aducă cumva pe calea tenisului. Dar nu m-a forțat cu nimic. Uh-huh. Și ei mergând de dimineață, în fiecare zi aproximativ, mergeau și jucau tenis pe ștrandul Tineretului, mergeam cu ei, că nu aveam ce să fac nici eu. Și așa am început ușor și când ai pus mâna prima oară pe o rachetă de tenis? 4 ani, mm-hmm. În jurul acelei vârste, dacă mi-amintesc. Destul de mică, pentru că nu aveam ce face. Mă luau de la grădiniță, mergeam să joc tenis la perete cu ei. Și uite așa, mie mi-a plăcut foarte mult. Am pierdut și câteva rachete când eram mică. Câteva mi le-a dat tata de ziua mea, a doua zi, unde e racheta. Am uitat-o la perete, mergi după ea, nici nu mai erau pe acolo. Și așa am intrat în lumea tenisului și după aceea nu am mai vrut să renunț. Adică la început a fost greu, că am combinat școala cu tenisul, apoi m-am obișnuit. Dar mi-a zis tata pe la 10 ani că dacă vrei să faci performanță, o să trească să faci mult mai multe sacrificii. Până acum a fost ca o joacă, dar dacă într-adevăr îți dorești, va trebui să mai lipsești la câteva ore dimineața, trebuie să vorbim cu profesorii, trebuie să vedem dacă sunt de acord, o să pleci și o să recuperezi greu. Și am fost de acord, am spus, până la urmă, într-adevăr, e un sacrificiu foarte mare și sacrificăm foarte multe în viață, de fapt. Nu avem copilărie, nu avem o viață atât de, nu știu, simplă, ușoară, cum poate au alte persoane. Adică suntem mereu plecați. Corect. Plus că trebuie să ai grijă, să te odihnești, să nu știu ce, nu-ți permiți să pierzi nou, bănuiesc. Și pe lângă asta, mi se pare că după fiecare meci o iei efectiv de la capăt. Exact, adică asta nu este... există nimic ce se pune, ci totul este de la capăt. Psihologic vorbind, este greu. Săptămânal avem competiții. Uh-huh. Dacă pierzi, indiferent că e primul tur final sau știu eu, trebuie să știi că de luni ai o altă șansă, trebuie să fii bine pregătit. Bine, cumva. Într-un fel este bine față de alte sporturi unde au câteva concursuri pe an, dar și pentru noi este un factor de stres mult mai mare și de aceea, cel puțin în tenis, avem psihologi sportivi și colaborăm cu ei, merg o dată pe săptămână, pentru că te ajută. Te ajută cât de mult? Foarte ajută mult. S-a schimbat mult în tenis. Totul și psihicul, cred că undeva la 60% contează acum. Wow. Foarte mult. Înainte era fizicul, prima oară dar talentul, după întreb, care sunt pauzele acelea între seturi, set, Și vin antrenorii și vorbesc cu tine. Cât de mult contează să-ți spună lucrurile potrivite atunci?
Foarte mult. Scuze, foarte mult contează. Mm-hmm. Întotdeauna m-am întrebat ce pentru se discută. Ce zice antrenorul? Da, ce depinde dacă ai câștigat setul. Da. Îți spune probabil să rămâi cu aceeași tactică, să rămâi mm-hmm. concentrată, să nu-ți pierzi din acest focus. Să țineți cont că la bărbați nu au, ei nu au opțiunea asta. Deci ei nu pot chema antrenorii niciodată. Doar noi fetele avem... Ce spune asta despre noi? Da. Da, ei au spus că nu vor să foarte tare să accepte. Asta, da, nu știam. Sau... mai... Domnule, nu! Da, aici domnule, sunt exact, eu. Exact, voi aveți altă mentalitate spartan și nu aveți nevoie. Dacă pierzi, încearcă să te încurajeze. Dar au fost cazuri în care te-a bulversat când l-ai chemat. Exact. Mi s-a întâmplat și mie. Câștigasem setul, nu mai știu ce mi-a spus exact, dar am intrat în setul 2 și eram deja condusă cu 3-0. Îți pierzi așa, da. Pur și simplu. Sau dacă schimbi ceva, câteodată mi s-a și întâmplat să nu-mi doresc să chem antrenorul special, ori eram nervoasă că pierdusem și încercam singură să-mi găsesc din nou pace-ul, dar da. S-au întâmplat cazuri. Doar că pentru mine, ca fată, mi se pare ok, eu îmi doresc să rămân în această regulă, pentru că îi putem chema și în timpul setului. Deci de câteva ori, de trei ori avem dreptul pe meci. Pe meci. Deci cumva simți când ai nevoie, nu? Okay. Da, da. Și îl chemăm noi. Dacă nu vrea să vină, spune că nu vrea să vină. Se întâmplă și asta? Au fost cazuri, da. Când n-a vrut dar să era vină. Cumva tot o tactică. Nu cu mine tactică. Personal, dar tot, cu... Tot o tactică, cumva, nu? Nu, probabil erau supărați pe jucătoare și n-au vrut să intre pe teren. Chiar cu adversară cu care am jucat eu acum 2 ani, s-a întâmplat acest lucru și mă uitam un pic, ok. Când, nu știu, ai vreun moment în timpul meciului când simți că, domne, o să pierd meciul sau sper până în ultima clipă? Sau o să câștig meciul? Nu știu cumva. Îți trec prin minte foarte multe gânduri. Ba că o să câștigi meciul, ba că o să pierzi meciul și ce te faci, atunci ai alte emoții, intri într-o stare mai panicoasă puțin. Dar... Adică, de exemplu, mă gândesc, când începi primul set și îl câștigi și joci foarte bine și vine setul 2 și parcă ești alt om, știi? Mi s-a întâmplat anul trecut. Parcă e un joc, parcă schimbă ceva. Exact. Și vezi că adversarul te tot câștigă, și te gândești că ți-e frică un pic că o să câștigi meciul, într-o teamă dintre asta sau un blocaj, o relaxare. Eu am avut un meci anul trecut la Lozan, în timpul turneului, când era și turneul de la București, dar BTO-ul acela, eu am mers în Lozan. În turul 2 am jucat cu franțuzoaică Fiona Ferro, 6-1, 5-2 pentru mine. Așa. Și am pierdut meciul de la scorul acela. Și a câștigat concursul. Da, deci a fost pentru mine... Așa, un fel de blackout. Ai reușit să identifici ce s-a întâmplat? Am simțit la 5, de fapt 5-1, 6-2-5-1. 6-2-5-1, da. 6-2-5-1 și game-ul acela de 5, când s-a făcut 5-2, a fost foarte strâns, pe care l-am pierdut. Și am simțit în momentul acela că parcă nivelul meu scade. Puțin și intervine o stare mai nervoasă, mai agitată în mine. Și ea n-a mai avut ce pierde și a început să lovească și intrau mingile și eu simțeam că se complică jocul și pur și simplu nu puteam să mai finalizez eu punctele pentru mine. Și de așa am pierdut 7-6-7-5. Mi-amintesc meciul ăla și am fost extrem de dezamăgit. Adică să vă spun cât de greu e câteodată. Când pierzi așa, pierzi pe mâna ta, deci poți să te bați. Păi aveai meciul în mână, adică mai aveai de luat un game și gata, câștigai meciul. Am și câștigat meciul revenind de la scoruri așa, dar și pierzi. Adică în tenis orice se poate întâmpla. Nici nu contează că săptămâna trecută ai câștigat împotriva unei fete. Săptămâna asta poți să pierzi. Poți să pierzi, ai niște ritualuri pe care le respecti? Sau superstiții? Superstiții nu am, dar adică singura superstiție pe care mi-am format-o în urmă cu 3 ani ar fi că nu-mi place să știu cu cine joc. Deci nu-mi place să aflu cu cine joc decât cu o seară înainte sau cu o zi înainte. Nu vreau să știu. Nu studiezi tehnica? Știu deja cum joacă și majoritatea știm cum jucăm, dar cu o seară în urmă mă uit pe YouTube sau pe... Avem noi o platformă a jucătorilor unde putem să ne vedem meciurile adversarilor și ne uităm acolo. Când mai primeam mesaje pe social media că joci cu aia peste câteva zile că, și mulți își dau cu părere. Da. Și la un moment dat mă gândesc că prefer să rămân în zona aceasta mea în care să mă focusez pe antrenamente și atât să nu îmi formez o stare dinainte sau de... Sau niște așteptări. Da, exact. Și mi-a prins bine lucrul acesta. În rest, mai am o chestie de câte ori intru
pe teren. Așa? Îmi pun termobecul în stânga mea, da? Cum ar veni. Da. Îmi scot un gel pentru transpirație, da? Șervețelul, gelul de energizantul. Da? Și la fiecare pauză însuflu nasul și folosesc toate lucrurile astea, câte o gură din fiecare. Mă șterg cu prosopul și mă șterg și la sub braț, da? Și mama mi-a spus că se vede urât să nu mai faci lucrul ăsta și am spus că nu pot să mă controlez. Și dacă mama, corect, zis, da. Mamă, nu e frumos. Nu e frumos că se vede. Lasă mama că eu... Că n-am mai văzut și alte jucătoare că fac chiar așa. Zic, dar nu pot dacă așa mă simt eu bine, să mă simt, zic, cum s-ar spune. Și astea le fac fără să-mi dau seama. Probabil sunt niște ticuri pe care mi le-am format, dar mă simt că nu am probleme cu nasul, dar simt mereu că este nevoie să fac acest lucru. Și să nu cumva să te incomodeze ceva în timpul jocului. Faci prevenție, exact, probabil. Exact. Că mulți m-au întrebat, ai probleme cu nasul? Ai, nu știu, trebuie vreo operație sau ești mereu răcită? Zic, nu, dar așa simt. Chiar am nevoie să fac lucrul acesta. Nu am cum are Nadal sau alte lucruri pe teren sau cu călcatul liniei să nu calci. Nu am, nu cred așa în chestiile astea, dar uite, s-au format astea și n-am ce să le fac. Trebuie să le las. Da. Până termin cariera, o să le las. Dincolo de terenul de tenis, cum arată viața ta? Timpul tău liber? Ce-ți place să faci? Ce alte pasiuni mai ai? Timpul meu liber, limitat. Da, dacă există, mă rog. De curând, de când m-am accidentat, am avut o oportunitate să merg la foarte multe piese de teatru. Oh. Pentru că nu mai mersesem de vreo 2 ani și dacă tot am putut și am mers, l-am văzut pe Marius Manole, seara am văzut-o pe Ilona, am văzut multe piese, Irina Antonie, care este soția unui amic din tenis, și mai mulți, și îmi place foarte mult să merg la teatru, adică prefer să merg la teatru decât să merg la cinema să văd un film. Da? Da. Pentru că îi vezi live cum performează și e altfel. Da, emoția aia. Și până plec, sper, la final de martie, început de aprilie, mai merg la câteva piese să mai prind. Îmi place să schiez foarte mult, dar n-am mai făcut... Nu e riscant pentru... Ba da, pentru da, eu mereu mi-asum o grămadă de riscuri și așa sunt genul acela care riscă. N-am mai fost de 2 ani de zile, pentru că făcusem accidentarea la gleznă, acum fiind umărul, nu am mai putut. Și sper anul viitor să pot să merg măcar o dată, de 2 ori. După încetarea tenisului, mai des aș dori. Apoi îmi place să călătoresc sau să descopăr lucruri noi, pentru că noi n-am avut ocazia să vedem chiar tot dintr-un oraș sau dintr-o țară pe care o vizităm. De cele mai multe ori vedem hotelul și clubul. Păi da. Și într-o zi liberă sau dacă avem timp între turnee să vizităm un pic prin centru. Da, uite, eu n-am văzut Marele Zi din Beijing și am fost de 2 ori și n-am apucat. Da. Așa că sper după terminarea carierei să... E un plan, să pot să-mi iau un an, 2 ani în care să merg să vizitez... Există viața de dinainte și de după, nu? Exact. După. Exact. Cât mai am timp, să zicem, când sunt acasă în București, odihnă în special, sau să mai ies să mănânc ceva, să mă întâlnesc cu prietenii. Am mai ieșit și în aceste luni, am fost de câteva ori în club, pentru că nu mai mersesem de o grămadă de timp și am vrut să văd cum mai este. Și e cam obositor, adică pentru noi în timpul, dacă am avea competiție sau dacă aș fi avut antrenamentele mele pe care le am de obicei cu tenisul, nu aș fi mers, că ne iau câteva zile să ne refacem. Dar tu ai un program sau un regim strict de viață? Te culci la ore fixe, te trezești dimineața de vreme sau aici, ai o alimentație? Trebuie să lucrăm cu somnul. Pentru că având multe activități în timpul zilei, ajung seara obosit, rău, dar nu pot să adorm din cauza adrenalinei acumulată. Da. Câteodată mai au melatonină, pentru că e ok, nu produce dependență, e naturală și mai iau cu jumătate de oră înainte ca să adorm mai devreme. Îți dau o stare de relaxare. Dar asta clar, trebuie să lucrez mult la somn, să mă culc mai devreme, pentru că nu reușesc și mă și trezesc devreme, am antrenamente tot timpul de la 8. Păi asta dimineața. E problema, că tu te trezești de vreme. Și în general termin activitățile pe la 4:30-5 după amiaza. Deci toată ziua sunt pe drumuri. Da. Bine că și voi bănuiesc că sunteți cu activitățile voastre. Mă rog, la tine e vorba de altceva, că tu faci performanță și atunci trebuie să ai o... Știu, dar sunt unele sportive de performanță care au familie și eu nu știu cum fac față și cu copil și cu soț. Eu una nu reușesc să mă gândesc acum cum ar fi să fie avut și un copil. Când ajung acasă pe la 6 și ceva, câteodată acum am alte activități după tenis sau antrenamente, nu ajung seara la 8. În mare parte pe la 8:30 ajung. 9. Și normal că este greu. Ce vrem noi să te întrebăm? Că noi avem o curiozitate așa și vrem să știm dacă trebuia să fim și noi sportivi de performanță. Cu mâncatul cum stai? Adică mănânci mult, că noi mâncăm mult. Mănânci ales.
Am intoleranță la lactoză, deci evit. A, da? Dar parmezan pot să mănânc, sau iaurt grecesc nu-mi dă nicio stare mai puțin plăcută. Sunt cu glutenul la limită și evit cât pot posibil, chiar dacă de mică mi-au plăcut mereu carbohidrații, știi, era pe vremea aceea merdeneaua, pateu, trigon, da, melcișorul ăla, bai de mine, și mi-au plăcut de mică, dar le evit. În schimb, dacă nu au în restaurantele respective sau, fără nu știu, gluten, mănânc și, dar evit oricum mult carbohidrații și în general nu prea mănânc paste, mănânc orez, mănânc rar paste, de curând am mers și am mâncat într-un loc bun și le-am mâncat cu gluten, n-am avut nicio problemă. Da. Dar ești atent în general la alimentație, dar dincolo de intoleranțele astea pe care le ai... Da, nu am un organism în care pot să mănânc orice și nu se pune, adică trebuie să fiu atentă. Dulce mănânc foarte rar, nici nu sunt foarte mult cu dulcele. Îmi place, dar am reușit să-mi adaptez organismul la a nu mânca dulce, pentru că de fapt nu avem nevoie de dulce. Real. Noi nu avem. Dar nici după efort, că se spune, domne, după ce faci un efort de ăsta intens și tu îl faci. Protein bars, batoane dintre acestea pentru efort. Da. Bine, dacă mai ies la un restaurant și trebuie să îmi place acolo, ceva, mandrină, nu, tort, și lucruri făcute în casă mai mănânc. Adică am mâncat, am făcut eu acum câteva săptămâni la ziua cuiva, am făcut lava cake. A, da. Foarte ușor se face și am mâncat și eu una. Dar aveți proteină, nu? Proteine, multe legume, dar câteodată când am foarte multe antrenamente și grele, nu mai țin cont. Adică pot să mănânc în ziua aceea orice, pentru că, știți, când mănânci bine, și organismul își ia toți nutrienții buni și atunci și masa musculară se depune mai repede și mult mai bine. Dacă nici nu mănânci și ești, adică mănânci puțin, nici n-are de unde să-și ia. Eu am făcut în perioada sărbătorilor și am mai făcut și de curând, pentru că nu sunt antrenamente la o intensitate foarte de ridicată, 90% sau 85%, sunt pe la 70-75%. Și am făcut un intermittent fasting dus la extremă. Așa. Și anume n-am mâncat o zi întreagă nimic. Deci 30 de ore nu mâncam nimic. Da, o dată de două ori pe săptămână. Doar lichide, doar, bine, protein shake. Da. Și mi-a arătat cineva niște documentarii despre... Și știam și eu, dar mi-a arătat cineva niște documentarii despre cum este foarte ok să-i dai niște șocuri organismului. Și prin alimentație și prin antrenamente, pentru că îl obișnuiești și îl faci, de fapt, să se ridice la un nivel mai înalt. Și chiar și în antrenamente, la un moment dat, încerc să ridic nivelul foarte mult pentru câteva... Da, exact. Să fie ca un fel de circuit, pentru că ajută foarte mult. Și mi-a prins bine și asta. Eu am slăbit 5 kg în perioada sărbătorilor cu intermittent fasting. Noi am pus, da. Noi tot intermitent, dar intermittent eating. Dar nu recomandă pentru sportivii de performanță în perioada... Trebuie, dar sunt mulți sportivi, dacă ați văzut filmul The Game Changers, care sunt și vegani și vegetariani, au intermittent fasting-ul acesta. Eu n-aș putea să fac 16:8 nu știu, când am o competiție. Corect. Da. Mulțumim tare mult că ai venit la noi, cu plăcere să stăm de vorbă și te mai așteptăm. Și cu alte ocazii, sigur, și numai bine și vouă vă doresc. Sănătate! Mulțumim! Mult succes în tot ceea ce faci și la cât mai multe trofei importante. Mulțumesc, Doamne, ajută să plec mai repede la concursuri! Yay!